Elevi din mai multe licee și școli gimnaziale oltene s-au întrecut astăzi în cadrul concursului județean cu Viața mea apăr viața. Concurenții au avut de trecut o probă teoretică și două practice. Concursul a început cu proba teoretică, elevii având de susținut o testare cu 30 de întrebări cu tematică din protecție civilă. Au urmat cele două probe practice. Cum ți s-au părut subiectele? Acceptabile, destul de ușoare, dacă te concentrai pe ele, puteai să iei maximul. Ușoare. Ce ai înțeles tu prin acest concurs? Ce să fac în caz de o situație de urgență? Foarte ușoară. Ce ai înțeles tu din acest concurs? Este un concurs cum să putem să ne protejăm noi în viitor. Multe lecții despre viață. Destul de ușoare. Ce ai înțeles tu din acest concurs? Am înțeles tot ce trebuia de, ce era de înțeles. Adică ce trebuie să facem noi în viața de zi cu zi. Ce ați făcut la pregătiri? Exerciții cu targa. La ce credeți că sunteți mai bun? La proba practică, care este compusă din două, sau la proba scrisă? La amândouă. Nu aveți niciun punct slab? Niciun punct. La concurs au participat elevi de la 4 licee și 6 școli generale, iar această competiție a avut ca rol pregătirea copiilor pentru a se descurca în caz de dezastre. Concursul constă în proba teoretică și proba practică. La proba teoretică se mânează chestionare, iar la proba practică se primul ajutor și terenul de contaminare. Echipele cele mai bune au ocupat primele locuri, unii fiind veterani ai concursului. Clasamentele au fost următoarele. Pe primul loc s-a clasat la ciclul gimnazial școala generală numărul 3 Slatina, școala gimnazială Bălteni și școala gimnazială Șerbănești. Iar la ciclul liceal, Colegiul Tehnic Alexe Marin pe primul loc, Colegiul Economic PS Aurelian pe locul 2 și Colegiul Tehnic Carol I din Slatina. Concursul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Palatului Copiilor Adrian Băran Slatina și al Crucii Roșii Olt.